În momentul în care eu sunt într-o stare continuă de bine interioară sau o, o construiesc pas cu pas și o, o, o lucrez pas cu pas și spun întrebarea, există posibilitatea asta? Și răspunsul este da, există o, o metodă despre care am mai vorbit și despre care o să vorbesc acum, după care o să o intrăm în partea de practică. Există, există niște afirmații pe care le pot face și care în fiecare zi nu fac altceva decât să ardă continuu dinamicile emoționale care ies la suprafață. Păi da, dar de ce sunt atât de multe? Pentru că atâtea sunt. Și cât or să mai fie. Cât or să mai fie. Important este ca, indiferent ceea ce iese de, 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 din interiorul nostru, să ajung la un moment dat, adică să, să trăiesc foarte, cât mai mult starea de starea de iubire. Da? Și, și starea de acceptare. Este ca și cum știu că, știu că, totul se, se e căzut în jurul meu, știu că totul nu, că nu mă simt bine din nicio, nicio perspectivă, am, am, energia căzută, am sentimentul că viața mea este ratată, am sentimentul că viața nu are niciun rost, am sentimentul că viitorul nu o să-mi aducă nimic frumos și deși știu toate astea, pentru că pe conștientul meu intră piese de puzzle din părțile negative, da? care se îmbină cu cu partea pozitivă pe care cumva o am, deși știu partea asta, am nevoie să practic ceva, o, o practică care tă, care să-mi aducă acel echilibru interior. Am nevoie să fac o afirmație și să fac un exercițiu care non-stop să, să primenească câmpul meu, să-l spele, să-l spele, să-l spele, să-l spele. De ce? Pentru că, pe măsură ce îl spală, pentru momente, fracții de secunde, cât fac acea practică continuă, eu nu fac altceva decât înregistrez, înregistrez faptul că este bine. E foarte interesant pentru cei, adică, pentru cei care ați făcut practică perioade lungi de timp, care este trăirea pe care, pe care o ai în momentul în care faci practică. Adică, în perioada în care faci practică, este pur și simplu, tu ești acolo, în acea, în acea realitate și ți e bine. Înregistrez că e bine. Într-un mediu în care există atât de mult război social, din punct de vedere economic, război politic, război de toate forme, ți e bine în spațiul tău. Tu ai o stare de bine asociativă cu mediul în care te afli și ți e bine în toate formele în care poți să le trăiești la nivel de practică. Imaginați-vă această practică transformată într-o practică regulată, zilnică, astfel încât. Să mergi pe stradă și să practici acest lucru, t gătești practic acest lucru, faci un lucru, practici acest lucru, adică de fiecare dată când prin natura activității tale nu ești obligat, nu ești nevoit să ai, să ai o stare de prezență sau să vorbești, poți să faci o practică care cumva să, să devină o stare a ta de conștiință continuă. De exemplu, pot să, de exemplu, continu într-un mod conștient bine. La, la început o să vă pierdeți conștiința pentru că o să i conștiința nu conștiință. O să vă pierdeți conștiința legată de practica pe care o faceți, pentru că o să, o să iasă la suprafață multe multe dinamici emoționale pe partea negativă. În momentul în care ies acele dinamici pe partea negativă, am nevoie să mă refocalizez, să-mi iau focusul de pe faptul că lipsește ceva și să-l duc pe faptul că că lucrurile sunt altfel și din nou intru în practică și devin, e de ca și cum încep practica de la zero. Cum mi-a venit un gând din asta care mă scoate de acolo? Cum mi-a venit o stare emoțională? Cum mă întorc și eu de la zero cu practica mea? Și din nou practic, și din nou practic, și din nou practic. Pot să practic, de exemplu, să, să vizualizez că toți oamenii care că trimit iubire la toți oamenii. Pot să fac asta? Da. Asta înseamnă un act continuu de emisie, de a stării de iubire dintre mine și ceilalți. Asta ce înseamnă? Că toate aceste legături, Atenție, o, toate aceste legături pe care le-am înscris în, în câmpul nostru și care sunt înscrise în realitatea noastră sunt non-stop oglindite pe pozitiv și negativ de mediul în care ne regăsim. Dacă eu merg pe stradă și non-stop trimit iubire, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc și continuu trimit iubire, iubire, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, în momentul acela nivelul meu de iubire în raport cu oamenii crește, nivelul meu de acceptare al existenței lor crește. În momentul în care merg pe stradă, nici măcar nu mă mai uit la faptul că unul tare se uită într-un fel sau face un lucru sau nu face un lucru, se comportă într-un fel sau altfel, are sau nu are, este sau nu este, pur și simplu vă iubesc, vă iubesc, indiferent de natura lor, indiferent cum sunt îmbrăcați, în ce mod se comportă, indiferent în poziția în care stau, indiferent de tipul de activitate sau de, de manifestare pe care îl au, eu o iubesc. Pe măsură ce îl iubesc, eu nu fac altceva decât să trimit continuu lumină și iubire către toate legăturile sau către toate oglinzile care oglindesc legăturile pe care eu le am cu aceste persoane. În momentul în care transform această practică, care, atenție, această practică este mai importantă decât orice altă activitate. De ce? Pentru că la finalul, la finalul acestei vieți am puzzle-ul mare, care este compus din puzzle-uri mici al existenței mele din ziua asta, din ziua de ieri, din ziua de mâine, din ziua de poimine și în momentul în care eu, la nivelul unei zile, pot să înregistrez o stare de bine generală, la nivel de puzzle mare, înregistrez o stare de bine generală. Este ca și cum, la începutul zilei am un tip de energie și la ce cu acea energie? O convertesc într-o energie mai bună și mai bună și mai bună și este ca și cum să desgrădinați cu șapte, miliarde de, 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 piese de puzzle cu iubirea mea. Și iubesc și piesa asta de puzzle, și iubesc și piesa asta de puzzle, și iubesc și piesa asta de puzzle, și iubesc și piesa asta de puzzle. Adică cu cât iubesc mai multe piese de puzzle, cu atâta legătura dintre mine și acele persoane se schimbă. Dar nu se schimbă doar legătura dintre mine și acele persoane. Se schimbă legătura dintre mine și toate aceste persoane care fac parte din trecutul meu. De ce? Pentru că în momentul în care eu trimit lumină și iubire în câmpul altuia, care cumva oglindește o dinamică pe care eu am avut-o cu cineva din trecutul meu, tot ceea ce se întâmplă în trecutul meu, da? tot ce se întâmplă în trecutul meu, primește un flux de lumină și iubire. Este ca și cum dăruiesc la imagine și primesc lumină și iubire în concretețea spațiului realității în care am înscris acea informație.